Eu am înțeles, și să-mi spuneți dacă am înțeles bine, că unul dintre motivele pentru care ați fost condamnat a fost acela că n-ați vrut să o dați, ca să folosesc ghilimele, pe Elena Udrea. E adevărat? Că s-a tras de dumneavoastră ca să oferiți tuiouri împotriva Elenei Udrea. E corect sau e o percepție greșită? Nu, este corect. Eu am făcut această afirmație și o fac și o și argumentez. Dar, așa, într-un joc de cuvinte, glumind un pic, n-aveam ce să o dau pentru că Elena Udrea nu e a mea. Deci nu puteam să o dau eu cuiva. Știați ceva și... Însă, jargonul, permiteți-mi să-i spun jargon, asta arată. Da, într-adevăr, așa au stat lucrurile. Au fost... patru modalități prin care mi s-a cerut să o dau pe doamna Udrea, să o dau în sensul de a scrie despre dânsa lucruri pe da, care le știu. Da, oferi niște elemente împotriva ei. Da, într-una din aceste patru situații mi s-a cerut să-l dau și pe domnul Băsescu. Existând această percepție că nu știu dacă pe Băsescu chiar aveați elemente împotriva lui. Ok, nici eu nu știu. Existând această percepție că eu sunt parte din acest anturaj, că am anturaj și cu doamna Udrea și cu domnul Băsescu, lucruri care nu era real. Nu sunt intim cu dânsii. De câte ori ați vorbit cu doamna Udrea după ce ați fost eliberat? Da, sincer. Acum, după ce am fost eliberat, ne-am văzut o singură, să nu mint, ne-am văzut o singură dată, cred. Firesc altfel, da, să ne și salutăm așa ca prieteni de suferință. Și am mai vorbit de câteva ori la telefon sau prin intermediul unor mesaje. Atât. Deci nu aveți o prietenie cu... Nu deloc. Dar cu președintele Băsescu bănuiesc că nici atât. Dar vă rog. Da, am încercat să o mai salut pe doamna Udrea zilele trecute și nu mi-a mai răspuns la telefon. Adică aici este relația, nu e niciuna, de fapt. Păi o fi schimbat numărul de telefon. Pe domnul președinte Traian Băsescu l-am văzut ultima dată puțin înainte de anul nou. Personal vorbesc, l-am văzut. Da. Dar întâmplător ne-am întâlnit. Adică n-aveți o intrare, să zic așa, la fostul președinte. Nu, dar de fiecare dată când mă întâlnesc cu domnul președinte, atmosfera e cordială, e amicală, e prietenească. Dânsul e și un tip haios, așa, nici eu nu sunt vreun mucalit, vreun... Aveți celularul fostului președinte? Am numărul dânsului de telefon. Aveți numărul de telefon. Are trei, de fapt. Da, domnul Obregea, cine v-a cerut să predați pe Elena Udrea și pe fostul președinte Băsescu? Domnul Ianicea, s-a întâmplat... Unul din procurori sau cine? S-a întâmplat odată în toaleta DNA. În momentul în care, într-unul din momentele în care mă găseam acolo la anchetă, da? A venit cineva, e o toaletă, să-și dau niște detalii intime, dar e o toaletă cu două cabine și... Nu era chiar foarte curat acolo? Okay, parcă văd un film. Da. Deci așa. Asta a fost așa, s-a întâmplat. Ați intrat într-una din cabine? Da, nici n-am apucat să intru foarte, pentru că sunt mai micuț așa. Și eram cumva în ușă așa, dacă, da? Și a venit altcineva la cabina cealaltă. Cabina nu știți cine? Nu l-ați văzut? Nu, l-am văzut, evident că l-am văzut, pentru că mi-a vorbit. Nu-l cunoșteți? Nu-l cunoșteam și nu cred că l-aș mai putea vedea. Au trecut deja vreo 6 ani de atunci. Așa? Nu? Și mi-a spus domnul Obregea, două domne pe Udrea și o să scapi. Două pe Udrea, dă-l și pe Băsescu, ce-i ții în brațe? Și mi-a mai spus niște lucruri pe care n-aș putea să le spun așa. Bun, dar așa. Omul era din DNA sau era ca dumneavoastră venit și... Păi, eu cred că era din DNA, pentru că modul în care s-a prezentat, adică modul în care arăta el, modul în care a vorbit, fermitatea, așa mi-a indus mie, nu știu, energetic așa l-am simțit eu. Pe urmă, acolo în DNA nu intră nimeni, adică nu merge lumea la toaletă, așa, și nu intră nimeni... Vă dați seama, da? Deci asta, bun, ok, să zicem că ar fi fost o întâmplare, că era cineva care se afla cam în aceeași situație cu mine. Doar că au mai fost 3 situații. Mi-a băgat pe cineva în celulă la un moment dat, da? Care a stat o noapte, era cu droguri, cu nu știu ce Dumnezeu, vezi Doamne, acolo, după care a doua zi n-a mai fost acolo. Mi-a băgat după aceea pe cineva... Nu, și ăla ce a încercat să vă tragă de limbă sau să... Da. Sau să vă convingă să... S-a creat o situație în care am rămas doar eu cu el în celulă. Că noi nu eram Dar doi. Dar câți erați?
Am 4, 5, depinde de situație. Celulă cu 6 paturi, dar nu era niciodată... A, n-a stat niciodată singur. N-ai voie, nu e voie să stai singur. Eram în arest preventiv atunci. Și s-a creat un moment în care am rămas doar eu cu el. Și omul mi-a făcut niște destăinuiri și mi-a spus, domne, uite, mai bine să faci chestia asta. A mai fost o situație cu... Și credeți că era pus? În mod cert. Pentru că el n-avea nicio treabă, de fapt, el nu era arestat acolo, el era venit cu... Da, așa. Da, înțeleg. Și a mai fost o situație în care cineva, intim din familie, da, a fost contactat de cineva și acum o să fac un gest ca lumea să înțeleagă, așa. Da? Și s-a spus, dacă obrești, deci era condiționat, adică era mult mai oficială discuția, dacă obrești o dă pe Udrea, vă garantez că scapă. Soția mea a venit la mine, soția mea e avocat și putea veni zi de zi. A venit după discuția asta la mine și mi-a spus, uite ce mi s-a spus.